Înaintăm rapid în energica și concisa Evanghelie după Marcu. Ne uităm astăzi în capitolul 13, o adevărată apocalipsă în miniatură. Din templu, Iisus se mută cu tot cu învățătură și conversație pe un deal din afara cetății, având Ierusalimul sub ochi. Aici, plecând de la afirmația șocantă că mărețul templu, cel atât de adulat, va fi total distrus, Domnul își va învăța ucenicii despre evenimentele viitoare care vor marca sfârșitul vremurilor. El le va descrie atât a doua sa venire, cât și puterea lui Dumnezeu la lucru în perioada necazului celui mare. Când se vor întâmpla toate acestea și care vor fi semnele? L-au întrebat ucenicii. Iar Iisus îi avertizează, pe ei, dar și pe noi, că vor veni învățători mincinoși și destui se vor da drept Mesia, că vor fi războaie și anunțuri despre războaie, cu tremure, foamete, boli, prigoniri și tot felul de probleme care vor crea contextul pentru sfârșitul veacului. Dar nu atunci va fi sfârșitul, pentru că trebuie ca mai întâi Evanghelia Împărăției să fie vestită până la marginile pământului. Oamenii vor trebui să audă, pocăiți-vă căci Împărăția Cerurilor este aproape. Adică, atenție, oameni buni, vine Domnul! Și abia atunci se va da startul marelui necaz. Primii 3 ani și jumătate vor fi relativ liniștiți. Va fi pacea falsă a lui Antichrist. Apoi, urăciunea pustiirii pe care o anticipase prorocul Daniel se va instala în locul sfânt. Și lucrurile se vor întâmpla atât de repede încât, le spune Iisus, nici nu vor avea vreme să-și împacheteze lucrurile. Nu le va mai rămâne decât să fugă. Va fi începutul adevăratului mare necaz. Vor fi zile teribile, așa de grozave, încât însuși Dumnezeu va interveni să le curme pentru ca viața să nu fie ștearsă de pe pământ. Cu puterea lui Satan, proroci și hristoși mincinoși vor fi în stare de minuni mari ca să înșele pe cât mai mulți. Iar la un moment dat, universul se va întuneca și un spectacol cosmic, ca mărețe focuri de artificii, va ocupa scena cerului din care vor cădea stelele una câte una. Din fericire, datorită celor aleși, această teribilă perioadă va fi scurtată. După această demonstrație de putere, Iisus, Fiul omului, își va face apariția pe norii de slavă, gloria dumnezeiască, șechina, radin din Domnul. El își va trimite îngerii să-i strângă pe aleșii săi din cele 4 puncte cardinale și dintre cei 2 poli ai pământului. Acestea vor fi evenimente care vor avea loc după necaz, când Iisus Hristos se va întoarce pe pământ în glorie și pentru judecată. Și apoi Iisus și-a concluzionat învățătura cu acest îndemn puternic și oricând actual pentru poporul Domnului. Vegheați și rugați-vă pentru că nu știți care va fi momentul hotărât de Dumnezeu. Avertisment reluat și generalizat explicit de Mântuitorul în Marcu 13, versetul 37. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați! Nu știu cum îți trăiești aceste zile, poate fără grijă, poate cu teamă sau, sper, într-o veghere senină, bucuroasă și plină de speranță. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, așteaptă liniștit și activ glorioasa revenire a Domnului Iisus.